Salutare lume, suntem, v-am găsit din nou pe canalul de YouTube Pavel Costel. Băi, fraților, dar meu iar mi-a dat de treabă. Ca de obicei, domnule, îți dai seama. Acum... Nu lăsă să stai deloc. Absolut deloc. Problema e că nu am montat niciodată așa ceva. Și nu știu dacă o să mă pricep, dar măcar încerc. Păi da. Mă gândesc că trebuie să aibă ceva instrucțiuni. Da, normal, o să, dacă n-are instrucțiuni, să sun la o firmă autorizat. Sunam la 112, dacă da. Ia să aduc ceva să desfacem, să vedem ce se află aici înăuntru. Deci pentru cei care încă nu v-ați dat seama, este un sistem de închidere, deschidere automată. Închidere pentru bagajul la mașină. Da. Pentru porți, și că e made in Italia, nu știu dacă cât e de bun, dar vedem. Bă, că se pune și la cumpănare aici o bulă, nici nu știu cum se cheamă, se cheamă Hermes Kit. Eu am crezut că e ceva mai mare. Da, de unde? Ui, bă. Ce? Da, și eu am crezut că... Da, și motorul așa are ăsta. La 220. Are putere ăsta așa? Dar cum? Uite, a, are aici acum. Cum să le montez? Roșu, albastru, verde, maro, alb, ro, verde, roșu, albastru. Atenție, nerespectarea pozițiilor și codurilor de culoare ale legăturilor electrice duce la avarierea motorului și la pierderea garanției. Aici e telecomandă, deci, la ele? Sau? Da. Unde o ai? E mașină. Aici. Nu, la senzori. Senzori. Asta e telecomanda. Băi, băi, la asta o pui, o ții cu tine? Da, o ții cu tine. Asta senzorii care vin... Senzorii ăștia vin montați aici. Nu pe poartă. Dar mă uite telecomanda ai? Este la momentul când intri cu mașina, să se închide poarta și îți prinde mașina în porți. Eu credeam că se pune pe... Am văzut mai încoace puș. Nu, băi, e ca pe stâlpul din afară. În pe afară. Poartă. Nu, pe poartă, pe stâlpul de la poartă. Păi și n-are timp să închide. Păi nu știu cât are, un minut sau nu știu cât are. Da, mă, dar în momentul când a ajuns ceva în... A, în raza lui, nu îl închide. Nu se mai închide poarta. E, vedem acum. Dar cineva dă accidental să închide poarta sau tu ai dat accidental. Aici acum hidraulic? Da. Unde are? Are și ulei? Probabil are și ulei. Dacă... Dar cum e tata? E așa, are cremalieră. Cremalieră? Da. Ca la caseta direcție. Exact. Trebuie să facem rapid două urechi. Pe n-are urechi aici? Nu cred că are. O ureche care să vină pe... Așa. O ureche o să vină pe stâlpul ăla pe poartă. Asta e al Cornel. Da. Uite, dacă vă era dor de merge de sun eu. E aici. Una bucată aici, una bucată de încoace. Prima și prima dată, hai să facem urechile. Păi hai. Urechi. Ce ai pierdut? O filetantă. O și? Filetantă. Filetantă. Da, nu știu. Dă-i o bleacă, o filetantă. Și o să crești niște capuri, de cele știi tu? Dar nu, că de ce și dau. Auzi o filetantă dată cu cap. Asta e girofarul care se vine deasupra pistol. A, le pui pe... Da. A, șmeche. Asta îl punem acolo pe stâlp, nu? A, zmutoare. Motoare, da, unde crezi că pun? Da, ai, crezi că pun pie? Nu, Nica, bă. Acum, văd și presimt că așa o să fie, o să ne apuci și noaptea. Da. Mai mult, sigur, o să ne apuci și noaptea. Da, nu-i Nica, cât dau, întorc jeepul. Da, am un traitor. Băi, autofiletantă, dar uite că trebuie multe la autofiletantă asta. Aici văd un bugiu. Bă, da, filetanta cealaltă, care o avea voi la sfârșit. Uite, ca e și de este, zicei că n-ai. Bă, da, și băie de treabă să oamenii. Pe cum, mă? Nu știu că o dată, așa ceva. Noroc că ai deschis-o, că făceai... Op, 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 ai grijă să nu pierzi. Un șurubel, uite-l aici. Așa. Astea bănuiesc că vin pe poartă. Astea mai mici. Iar alea vin pe stâlp. Bolțuri, șurubeli, tot ce trebuie. Exact. Și vor ghești. Imediat la amenajez. În două secunde gata. Astea sunt senzorii care vin pe stâlp. Tu ai așa ceva acasă, ăștia vin pe stâlp, nu? Senzorii? Da. Aici. Vin în lateral. Da, pe lateral aici. Pe stâlp, da. La intrare. Pe care lateral? Pe poartă? Nu, măi. Nu, pe stâlp. Pe aici. Pe stâlp pe aici, știi? În caz de... Da, unul acolo, unul din poartă. Da. În caz de vii cu mașina, știi? Și nu... Îți dă eroare. Nu, în caz de porți îl dă să închide. Așa să nu-ți prinde mașina în porți. Da.
când au prins senzorul, știi, între ei doi. Se deschide iară. Se deschide automat. Una aici și una acolo. Și aici, da. Poate așa. Aici, nu poate. Contează unde pui, că oricum... Aici, o să vină. Aici, înțeles. Da. Băi, Mercedes-ul meu. Adică, băi, Mercedes-ul meu. Iotia. Curat. Bă, față de cum arăta la tine, da, mai bine. Da, e perfect, da. E perfect. Numai că m-am mutat dintr-una în alta, în sacoșa asta, numai ce aveam în pasat. Ce mi-ai dat așa? E, nu, mai aștept pe cineva. M-au contactat încă vă doi. Sau la fel la un preț mai ok. Acum, o scoț în oleacă. Am scoț în oleacă acolo, că nu ceri de mâncare. Păi da. Da. Și nu văd eu aici, acum nu știu. Oare are în cutia asta fierile, cablurile. Așa. Unde e cutia de panoul de control ăsta, nu? Da. Dar trebuie să aibă undeva. A, bă, le are aici toate. Are, are. Are, da, nevoie. Nu are. Nu are? Nu are. A, fierile care vin de unde, de unde? Păi, cablurile care alimentează motorașele, care alimentează senzorii, care alimentează girofarul. Așa, vine cablul până acolo, dar nu mai este, trebuie și cablul la noi. Nu mai este cablul deja la roșu. Da, este. Îl luăm deja la. Încă o treabă ce nu știu. Nu știi? Eu. Nu știu dacă e chiar în regulă. La tine cum e pus? E bun să bagăm Copex pe pământ? Da. N-am luat Copex. Am eu Copex. Da. La mine, da, da, tot la fel. Copex, nu? Da. O să trebuie să trecem de la un stâlp la altul. Da. Pe disubt. Să pe oleacă, știi? Da, da. Și ai pus pământul înapoi și pe anume e treabă. Pe asta nu știu. N-am, nici n-am montat niciodată, n-am avut niciodată de a face cu așa ceva. Acum e prima dată când văd. Vine la noi, venim direct oameni și eu montat. Poți veni și să-ți dau, bă, eu nu știu să-ți dau. Dă-i așele. Da, de asta. Cu cap de aici, cu cap de așa v-am. Niște capuri, dar cred că e bun aici. Aici o să fie alimentarea. Fază și nul. Aici se alimentează cutia principală. Vezi că aici, uite, ai schița asta și zice că dacă alimentezi, pui firele, nu le pui cum trebuie. Zice da, că... am înțeles asta. Să arde. Oricum, la transformator aici vine alimentarea principală. Din casă, aici vine cu alimentarea. E, și de aici se duce la porți. Cutia asta unde o pui? O, tot acolo pe stâlpi? Cutia? A. Da, porți, te poți vine pe interior. Da. Sau înăuntru, în garaj? Nu, nu, nu. Tot pe stâlpi, că aici ai și antena. A, antena. Că antena e aici. Da, în cutie. Numai că la mine nu sunt motoare din astea, din alea pătrate. Și au... au antenă pe... nu, au placi, plăcile alea le au direct în motor. Aha. Înțelegi? Da, am văzut unde de mine. Păi hai, să ne apucăm. Așa, de exemplu. Bă, da. Păi da, adică în interior aici, nu... Așa, da, așa. Vedem dacă să le putem. Dacă nu merge. Că aici e o leacă urât. Deci, dar asta o să vină undeva ceva gen. Așa. Și asta o să vină aici. Gen. Aha. Și numai le-ai prins acolo, da, am înțeles. La tine cât se deschide? Se deschide așa sau se deschide tot până așa? Până maxim. Maxim? Da, da. Asta muți urechea asta unde ai nevoie ca să se deschide. Mai întâi fixezi ăla, pui motorul să vezi cam cât e. Nu, dar oricum poarta mea nu se deschide decât atât. Da, dar asta e maximul. Atât? Păi aici e maximul. Păi a, așa e și la tine? Da. Nu se dă mai încolo? Nu. Aha. Asta e maximul. Asta e maximul. Am înțeles. Și așa o să vină o ureche aici, așa o ureche ceva de gen. O să vină ca să încapă motorul. Da, 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 da. Vezi cum e, acum e pe deschis ăla, nu? E, da, e pe deschis. În prima dată îl fixez acolo și după aici cât îl fixești mai cât... Dibluri de 10 mai sunt? Habar n-am. La sălăște mai găsim deschis? Hă, la ora asta nu cred. Ba da, la ora asta este. Da? Păi mă duc la sălăște să cumpăr. Da, și ne uităm în tăzi de-am. Bun, eu v-am lăsat. Pa, pa, pa. Mulțumim. Am adus holșuruburi, am adus dibluri, am adus, cum se cheamă acele, condișpanii. Parascovenii, tăți la un loc. E tot. Asta mânge. Deja ai montat... Deja ai montat girofarul? Nu, e montat. Nu se din nou. Ha? Da, când vine acele sus. Da, aici când vine chiar cu ăștia, ce vine. Ca în patru zi?
asta, mă? 4 unități. 4 pentru cutii și 2 pentru girofar. Nu asta. Am uitat. Girofarul e așa. O nu mai prinză Nica. Ce? Nu mai intri. Nu știu, na, nu mi-intră. Și nu-i bun așa, dacă rămâne așa? Nu-i bun. Să-ți dau mâna pe afară. Dar nu știu dacă nu mai poți scoate. Da, da, iese că n-am șuruburile în ele. Și trebuie să mai dai o leacă? Da. N-ai burghiu? N-ai vreo unul mai lung de ochi? Păi, nu știu, ia să mă uită. He? Păi, dar nu contează. Și contează dacă dai cât îl dai de lung? Nu, dar nu știu cât e de gros, dacă e de ochi. A, da, e gros. Dă vă că batem un fier beton. Băi, taie din plastică. Taie din plastică și din capul și rublu. Altceva n-am să fac. Eu am făcut gauroi. Am făcut gaură aici. Să traversăm. Gros. Dar doar mi-e trebuia pun și între. 2 maxim. Cred că am să trag eu mașina în partea asta ca să bată lumina acolo. Ha, uite. Tot cu capul cu turbență. Da. M-am pierdut și mie. Altă chestie, altă treabă cu coleacă de lumină. Nu știu cum. Să mai zic. Da, panzerul și arată unde. Nu știu, domnule, unde. Eu am, deci, n-am cap turbență, n-am bit de cealaltă turbență. Ei, dăm cu o șurubență normal. Chiar la COVID. Nu poți. Ad din garaj, șurubență. Păi da, nu. Ia uite. Dăm cu șurubența. La mână. Intră obligat forța, nu? Ce șoanță ai făcut, bă? Acu-i văzut? E mari? Mari, bă, ce trece dură, bă. Ce vorbești, domnule, asta nu mai nici că nimeni de aici. Să nu faceți oamenii să bateți așa în șurubențe, că nu e în regulă. E, stric o șurubență. Când am încotru, trebuie să bat. Ca vorba se, să nu faci popa, să faci și zici popa. Popa face, știi. Păi da. Prindem asta. Ar trebui cam în dreptul. Așa. O dăm cât mai mare. Deci prima dată îi da gaură, îl prinzi și pe îl prinzi unde vine cealaltă, nu? Da. N-am creion. Păi cu șurubienița, domnule. Marca ușoară? Goș? Da. Da, dar fără era îndemână bună. Cunoaște? De, nu-ți cunoaște nici. Să-ți trec și o șurubență în cap. Să-ți trec băgată aici în șansă. Traversare de la o poartă în alta. Și a stupat, nu? Ca să... L-a stupat acum sau după ce bagi firul? Hă?
Da, tu ca ai ghetele. Uzi cu papuși. Dar n-ai bagat firul prin el, nu? Păi, dar n-are, are șufă de cei care trage. Păi, domnule, dacă mămica nu poate să stii? Tot mama e de bine. Păi da, vrei încuietoare. Și ai de una, și ai de două, și ai de 49. Hei, așa, hai, stai, gata, așa. Eu compactez, eu sunt un compresor. Am putea avea o leacă nevoie de lumină. Aici, a, acum da, domnule. Altă treabă. Altă treabă, altă mâncare, alt caș. De 14, da. Vorbim de 14, am acolo la deal. 16. E 14, nu e... E 12? Nu, ăsta e 14, dar 14, 16 ori? 14? Nu, 14. Băi, multe mai trebuie la casa omului. E mult, domnule, dacă nu. Bun, eu. Nu e, nu e. Când s-a dus cineva în gară și a pierdut treia, nu știi ce o să. Da. Ce s-a lucrul tău? Nu cum mai va. Ha? Băi! Un țigan! Hai ca un rom, nu țigan. Pui ce se ducă la gara, se strânde treaba. O fugit până la gara, o fugit, o fugit, o fugit. Găbuie, că la trenul în gări, trenul a plecat. Stau o leacă să le ducă. Păi că așa dacă n-ai lucrul tău. Așa-i? Ce vrei să ai butrienă? Dar așa-i și la casa omului, vezi? Dacă n-aveai sculie și n-aveai nici așa, trebuia să chemi omul ca să-ți monteze. Echipă, profesionistă. Așa, uite, mă ajută frate meu să montez. Deci înseamnă să ai fratele tău? Așa ai, domnule! Să știu unde e bun dacă nu e așa. Deci înseamnă... Cu bunica? Bubu. Eu nu mi-ai auzit gura cu tu. Pavel? Și are? Stă acolo cu... Cu și? Are și vreo jucărie ceva? Nu, e cu telefonul. E. A, a dat telefonul. E cu jocul, de... Aduc ei 17. Imediat. Hai, aici? 22, o iau tot. Nu știu care e 17, până nu nimeresc eu cu 17. Cam asta ar și asta. Sau asta. Asta sau asta. Asta e 19. Ia zi tu care e 17 de aici. Asta? Asta. A, asta. Am zis, oreșe, oreșe, am zis. Le-am adus pe tăti, ca să știu sigur. Mă duc de 10 ori. Cel mai bine așa. Ce sistem are? În lateral? Așa. Să te spun cu trasa maxim. Mai bine, mai încolo. Cam acolo, da? Apa, aici ai ghibășeala, știi? Hai, stai, trebuie? Asta. Ce se rupe, dar e de plastic acolo? Nu știi? E plastică.
Păi nu știu, așa e, te fac. Acum, lucruri de plastic. În loc să le facă de șir. Dar păi ce zici, că să ține și într-o parte și în alta, știi? Și... n-are treabă. Ia, să dăm afară. Deci noi în seara de anul nou montăm. E tot vechi. E tot vechi. Tocmai de vineri e anul nou. Ține de poartă. Îți dau lumină să vezi acolo perfect. Băi, ce bataie, băi. Mers? Mers, prea mers. Bagă în curent. La curent. Vin cu, cu asta, cu lumina mai acolo? Sau vezi? Uite, dacă n-ai artificii de Revelion, iei vreo 4 flexuri și începi. Știi că consumi 2 pânzi, 3 pânzi de astea, dar măcar ai artificii. Ai artificii, da? Da, noaptea de anul nou te-a pus și stai cu flexuri. Păi da, faci de artificii. O terminat de montat și la a doua poartă, al doilea motor, să zic. E gata? Gata, deocamdată. De acum? Aici vine siguranța, așa e, da? Da, da, vine siguranța. Deocamdată nu ne pun. Poate mai trebuie mutată, știu, poate nu... Aha. Și de acum? Îți drepti? Răstăi la, la 90 de grade? Da, vedeam la urmă, că nu trebuie. Aha. De acum a venit greu. Aha. De fost așa cu poziții, a fost ușor. Acum trebuie să ne punem să studiem, bine. Păi hai să mergem în casă, să stăm vreo 3 ore, studiem, să vedem. Care și cum. Italian, englez, franceză. La engleză să văd pe Pavel. Da, Pavel. Da, să vedeți, fraților. Mă sună fratele meu aproape în fiecare zi și mă întreabă. Băi, ce înseamnă? Dar nu-i vorba de asta, dar și... E ceva de rușine, că nu știe engleză. Ce înseamnă give me... Cum zicea, give me... Give me 5. Nu give me 5, asta știu și eu, bagi palma. Nu mai știu cum zice. Dar oricum, Pavel, dacă el se uită la desene animate în engleză, prima și prima dată a început să vorbească în engleză. Deci când a zis prima dată, dar nu a zis, dar a zis yes. Yes, 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 și nu știa de ce și cum. Asta e un lucru bun. Un lucru bun. O să fie mai greu cu ție să te înțelegi cu el, dar o să-i prindă bine pe viitor. Dacă el învață de pe acu engleză, îți dai seama. Da, e schița. Da, roșu, avea să mă arău verde. Mă arău alb și verde. Deci, asta trebuie să băgăm o dată pe acolo. Ai luat aici niște fire. Am luat niște fire, dar numai culorile astea. Avea că n-avea altfel. N-avea roșu, roșu, verde, verde. Așa, da, încă. Da, verde, nu? Maro. Bă, dar albastru am spus am eu. Pe roșu, albastru. Păi în loc de alb. Nu da 3 culori care le avea, este 3 le avea. Da. Era bun altceva în afară de albastru, că albastru am și eu. Dar normal cât îți trebuie? 4? Sau 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 culori, e? 5 culori, da. Roșu, albastru, verde, maro și alb. Da. Și tu acolo ai 3? Am 3. Ai roșu, două verde culori, și maro. Două culori aveam eu, roșu și albastru. Îți mai trebuie roșu, a, și albastru, în restul n-ai nici altceva. Dar poate ai albastru, a, da, e albastru ăsta, e albastru, albastru. Îi faci un semn. Asta e alimentarea principală. Galben, galben, nu, aici, am verde. Cine o dat-o? Și bubuie. Anul nou. Șiață totală. Șiață. Șiață totală, ia.
Băi, eu zic să pui tot albastru și să-i faci un semn. Că, adică ăla e mai mic. Vezi că ai albastru la subțiri și albastru mai gros. Da, pe asta care le-a luat e 2,5 și ăla e de 1,5. N-am avut. E, și scrii pe el alb. Nu-i bun? Cum se scrie? Scrii pe el alb, ăsta e alb. Ca să-ți dai seama. Chiar oricum n-am cum face, că n-am alt culoare. Asta mai găsit un negru. N-avem noi culorile toate exact cum scrie acolo, dar... Important e că avem și avem. Da. Mi-e rău dacă n-aveam nic. Și deloc. Acum, trebuie să facem în felul următor. A. Te duci și partea cealaltă. Și-o trag. Și-o trag. A, păi... Ia, can. Mare greutate, a? E, uite așa. Să nu zici când se trag. Ha? Hai că mă duc la deal. Dă-i, 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 dă-i. Îți zic eu când iese. Ha? Încă nu. S-a făcut nod? Păi cred că trebuie să mă duc până la poartă, la deal. Ulei. Ulei, dar e lungă. Mă mai duc? A, ți-am zis că ajung până la deal. Ba da, 8. Ai terminat? E 8, omule, 8. Hă? E, cred că ai de acolo până acolo. Și un, nu mai este? Mi-e dau? Da, dar poate trebuie asta, uite, vezi, ăsta e cam lung. Vine tăiești și cred cu siguranță a ieșit. Da. Da. M1, M2, cred că e motor 1, motor 2. Da, scrie pe el M1, M2. Ia vezi. Aici scrie. KHH, ROS, vezi? Red, Blue, Bro, White. M plus. Da, unde e gen. Da, și acum eu, de unde știu eu care e? Care e motorul 1 și care e 2? Ah, da, uite, am aici. Ce ai? Verde, alb, maro. Roșu și albastru. Nu? Așa și acolo, nu? Verde, alb, maro, roșu, albastru. Noi, da, e roșu, albastru. Da, roșu, albastru, maro, alb, verde. Da. Da. Și aici mă interesează. Aici și cel mai nasol. Uite, dar și, și câte este? Uite, are și afișează, e afișaj. Da, da. Aici care și cum vine? Păi, uite, păi da, uite, ies 1 plus minus, vezi? Plus minus, aici plus minus. Unde? Nu știu, aici scrie, e un plus. Uite, ce scrie aici? Ce scrie? 450 volts. Păi nu îmi bat până acolo. 2,5. Da. Uite la M2. Așa. Aici albastru și roșu. Din coași miniară, aici albastru și roșu. Aici sunt motoarele. Albastru roșu, albastru roșu. M1 și M2. S1, S2 verdele. Și ăsta unde vine? Girofarul, nu fie aici doar. Deci alimentarea asta și, uite, două fire aici. Asta e transformatorul. Și vine uite de aici. Asta e asta de aici, e asta. Duce în transformator, adică aici. În transformator vine aici. La asta. Și de aici vine, nu mi-a dat cum e, la unde mai vine ea. Da, cred că cel mai bine, uităm pe... Stai că așa zice acolo.
Hai zici că se poate arde motoarele, zici acolo, da, și pierzi garanția așa. Ha? Le respectăm, domnule. Așa, iam unul, iam doi. Iam unul, iam doi. Motorul 1, motorul 2. Pe roșu și albastru. Pe roșu și albastru. AUX. Hai să legăm prima dată acolo. Să legăm motorul. Așa. Ca suplimentul de fier care ne rămâne, mi-a ajuns și de la asta, să l aduc pe aici. Și de aici trebuie să plec cu alt cablu. Păi hai. Așa. Îl las cam atât. Ești de ajuns, o ajuns. Uite, exact. Parcă am știut. Adică parcă ai știut. Da. Îl bag pe aici. Dar cred că n-are treabă și treaba rău. Bag așa, la momentul când... Ia, am să... Așa. Și prins în ceva. Nu pot să fie metalul ăla. Uite, e 1 cm. Du-te leacă partea aia altă și mai tragi din filii. Ca să... Să le tragă înapoi, da? Tragem, domnule, înapoi. Îmi zici cât? Dei. Gata? Da. Am lăsat. A, dar tot 5 vin și aici? Da, sunt pe piese vin băgat. Aha. Da, am așa băgat, roșu. Aici. E, pa, 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 pa. Hai, cu uite, îți mai dau o lumină suplimentară. Merge așa de 1,5, cu subțări fierbe și alimentare, o trebuie de subțări. Am băgat. Da, să fim bazați, domne. Am băgat cabluri. Cabluri de cabluri. A, tu acum pui roșu, albastru, bang, bang, exact după cum e acolo. Da, da, da. Am înțeles. În loc de alb băgăm negru, că n-avem alb. În loc de alb negru și în loc de verde galben. Și în loc de verde, verde, că are și verde. Ah, are verde. Deci alb e negru, să știm. Da. Mi-aș tras. Așa. O să vină. Capacul ăsta n-are nicio prindere? Așa, o să vină asta. Și probabil. Vezi, mă va trebui să iasă pe aici. Nu fi bun că le-am pus așa. De ce? Pe deasupra. Aia și treaba are. Și dacă să mă mlădoai o leacă acolo. Și are ceva? Are. Ești urmă în cruce? Să mergi cu așa. Trebuie să meargă și cu asta. Eu credeam că nu are niciun sistem de prindere, am zis cum stai asta, trebuie să dai cu bandă, scoși. Nu, dar cred că la asta am să prindem o pașetă, așa, să-l prindem. Uh-huh. Nu știu dacă e tocmai bun că am băgat în copic și cum am băgat noi așa, dar... Având în vedere că nici n-am băgat niciodată așa ceva. Ai bun, domnule, ce are? Da, să aibă și o leacă de... Da. Să flambeze, ca să nu-l întindă. Exact. Ce faci? Dau gaură. Pe aici a venit bagat. Asta cum se cheamă? Oare, și greu iese. Ah. Așa. Mai fac cu gaură. Crapul exact? Aproape exact.
A, deci toate vini bagate pe acolo. Da, bun era dacă îmi intra și copecul. Dar îl poți să-l crepi o leacă. Nu, să vedem. Hă? Dar mergi gaură mai mare. Vrei să-l mărești? Da, vreau să-l măresc pe gaură. Mă duc am eu niște burghiile. Dă-i cu cuțul tu. Nu. Dă-mi-le cu lumina. Da. Mă duc să aduc un burghi. Păi, dar și freza e. Uite, vede aici. Deci poate dai și strici placa. Nu știu, să nu o stric. Mai speria, dar acum nu mai dau. Totuși, azi vreau să bag copii cu sens pe aici. O leacă. De tare din șase nu merge. Uite și l-o uzat eu. Băi, las-o încolo. Cum s-o uzează? Și așa tare? Nu, era uzat așa. Am încercat să-l gaură undeva și n-am reușit. Hop. S-o mai mări pe nu? Parcă da, eu știu. Să vedem, să vedem, să vedem. Hai să trebuie să-l bag aici. Și o să iasă. Poate să fie... Fiera asta să fie... Cum ar... Cum se cheamă? La drept? Să mai tai de acolo și că e lung. Așa, mă duc de aici. Pe aici. Cum a cabluri jos, vai de mine și de mine. Ce vede mea de mine? Ce ai făcut cu cablurile? Nu spre lungi? Hai domnule, că intră ușor, ușor. Că nu șurubie, nu ți-aș o leacă. Impulsionat, știi? La istă alt, am la mine cu lăchi duștură de. Am mai sățiri copeți. Unde e la tine? La mine în casă, unde la central. Am un băiat de copex. Am adus și copex. Așa să vă așa. Da. O dată galben. O dată roșu, o dată alb, deci ăla este alb, da? Da, negru. E albă, cum e negru. Așa. Așa, albastru. Și atât. Nu mai ai. Mai ai vreun fir? Așa, și mai trebuie un fir. E de asta. A, ai luat. Am luat pe ala. Chiar mi-a trebuit. Deci, galben am, roșu am, albastru am. Verde. Maro, da. Maro. Eu cu stică maro dacă ai de unde. Dar fă uite, e de aici maro. Deci da, nu, un... Păi da, dar le legi pe tăi la un loc. Și le faci și... Nu există așa ceva. Nu? Nu. Să căutăm... Mai căutăm o culoare. Ei, duci să mai căutăm o culoare, că... Neapărat, neapărat. Dar dacă pui aceeași culoare, două ori ce are. Nu. Deci nu. E bun, că nu-i pus. De unde scot eu acum bani ca să-și plătesc ăsta cu solar? Și așa fac experimente. A, da, îl încurci când îl bagi, da, ai dreptate. Și așa acum fac experimente, că n-am montat niciodată așa ceva. Așa eu am montat. Deci măcar n-am văzut cum se montează. Nici eu n-am văzut. Văd la tine prima dată. Și eu văd la mine prima dată. Păi, important e să ai tu pe un viață. Albastru am. Albastru. Aici am așa la? Nu vezi acolo. Doze. Bleomaria? Unde? Nu ai. Ziceam. Măcar un cacaniu în dungi. Nici măcar un cacaniu fără dungi. Nic. 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 Nic, ca domnule.
Nică nici aici. Hai să scoatem din părete, de la tine. Aici nu mai intru, că e dezastru. Uite, eu zici că n-ai culori. E un fir de aici. Dar și are. Uite, uite, uite. Uite, ăsta nu-i bun? Nu e, da? Care lipsă și maru, parcă, nu? Uite, bagă bleomarie în ăsta. Furtună, hai, este furtună. Uite, roz. Roz bombon. Roz. Nu, stai, poate găsim maro. Uite, am un... Găsim aici și ne trebuie. Da, cam subțiri. Uite, găsesc și alb. Uite, alb. Dar subțiri și așa doar. Da? Da, cum? Eu și tai liptate. Cu cleștele astea mari? Cu așa la mari. Nu chiar. Tăiem de aici. O și de culoare aici. Deci să luăm o dată, ne trebuie maro. Uite maro ăsta. Uite, am alb, ne să lupe ăsta. Da, să ies așa, pur și simplu. Simplu. Așa, și să vedem unde duce. O să-l scoatem. Cam câți metri trebuie, vreo 5? 35. Deci câte ei s-a ta ajunge sigur. Pac. Ține. Alb, maro. Vezi un maro pe aici? Uite ăsta. Este maro? Deci pare și maro, nu? Zici și-mi că e maro. Chiar dacă are altă culoare. Uite de acolo. Pac. Alb, maro. Așa. Roșu avem. Verde avem, o să un verde calune. Oricum albastru și roșu, trebuie să fie mai goasă, restul... E bun că le găsă peste. Da. Dar cred că... Asta nu sunt verde de aici, așa, nu chiar. E așa un verde. Ăsta e brotașel. Verde brotașel. Roșcoțel. Roșcoțel, brotașel. Gata. Așa. Mai era roșu și albastru. Da. Care e roșu și albastru plusul și minusul. Păi trebuie o culoare numai ție. Da. Ai 3 și atât. Hai. Albastru. 2 cu 3, 5, nu? 5. 5 bucățele. Auzi, ieși și sună ăștia din goarnă. Altă mâncare de pește, toate la un loc. Pește marinat, să le fari. Eu știu și pește. Aha, ăla intră cu aia. Ca să nu iasă, îi dau o fașetă. Ai și fașete, ai de tătă, cât ține? Ține tu. Păi asta înseamnă și gospodară. Ai de tătă, la casa omului. Da, nu ai să-ți cumperi, nu? Da, că nu ai să-ți cumperi, nu. Așa, că dacă ai băgat fașetă, el stă. Băi, ce șmecherie și asta cu fașetă, da, bă, domnule. Hm? Cum li? Așa, o să vină unul peste altul, dar n-am ce să-l fac. Băgă-l pe dedesubt. Da, e bun, așa, așa. Oricum o să vină la tencuit. Să vină... Dat jos. Da, dar de ce nu le-ai băgat pe ăsta aici? Sau așa, că acolo trebuie să iei? Este motorul 1 și 2, am zis eu. Aha. Dar le poți face după ce ei, bagă înapoi. Nu, păi nu, zic să nu se iei unul peste altul, știi? Adică da. Fac eu după ce ei. Fialul. Fialul cardelul. Ei, domnule, nu se tem sila asta. Plus, o dată.
Bă, o pleca cu ursul ăștia. Ia auzi. Bun. Dar faza cred că de asta m-am mâncat tot în ceva. De închidere, închidere. Era frică că vin ursa. Cred că da. Închidere, 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 închidere. Închidere, deschidere. L-o să uit la video are și zice. Ia-te. Deci cum mă părea asta, e? Da. Broască, 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 broască. Broască cu capac, broască normală. După să nu se smurge din nimeni. Păi și cred că cobor la vale. În cameră cred că nu s-aude, dar s-aude așa în depărtare. Hai da 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 da. Hai da da și nu nu nu. E un fel de urs ăsta, știi? Mascat. Ia și căldoile. Vai de mine, eram sigur că îl dau jos. Ai fost sigur că îl dau jos? D'acord. Acum cred că ai și importantul importantului. Normal. Firele s-a dus, tătii s-a dus. De acum să vedem și așa și așa. Doamne ajută să nu se ardă. Ba, în jos atunci de mine, să știi. De acum. Unde schița? Schița e aici jos. Ne uităm iar pe schiță, nu? Da, obligat. Acum nu știu, ne uităm pe asta sau pe... Bă, asta e, că dacă asta o dat-o aici, cred că asta e cea mai explicită. Iam unul, iam doi. Motor 1, motor 2, iar. Ia ține așa o leată. Ține așa. Aveam motorul 2. Motorul 1 aici și motorul 2 acolo. Trebuie să scrie un M aici, nu scrie un M? Bă, da, uite, M acolo, vezi? Unde? Uite aici, M. Da, 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 și iam din coș. Iam, iam. Iam, iam. Iam, 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 iam. Mai iam doi, să vedem. Deci, cum vine? Deci, albastru și roșu. De metil. Albastru primul, da, roșu al doilea. Hai, domnule, că nu-i chiar așa mare inginerie. Din cât îi văd eu. Deci, se bag roșu în tăpul, nimeni. Îți dau lumină mai mare? Nu. Uite, domnule, că îți dau și lumină mai mare. După aceea vine... A, dar turma nu mai este, trebuie să-l legi. Numai schița asta. Da, trebuie să mai am de legat. Este sau motor? Verde. Motor, dar trebuie să mai legi senzorul. Antena? Trebuie să legi senzorii. Antena unde? Antena asta. A, da, acolo are antenă? Girofar și antenă, da. Și atunci cu firele cele pe unde le mai bagi? De sub. E așa și-l tras aici. Mai vin firele de la senzori. Și senzori. Păi dar, ulei, eu să văd cât e ceasul, am uitat să postez. 18. Acum postez, acum postez. Așa. Cine este? Mie ce este asta? Dar e benzinar. După cum se vede. Știi ce, domnule? Hai noroc! Hai noroc! Hă? Da, normal! Nu vrei să facem o combinat, să-ți dau... Alhambra. Hop, s-a dus aici jos. Hai noroc. Salut. Ai bot, ai bot. Cât leacă? A, e leacă. Mașina asta e bună pentru mine. Hai să dau alhambra ce e pie. E benzinar. Verde acolo, verde din ce am roșu. Domnule, om să-mi țăți șoșerul voie să întoarcă pe pot. Dar putea să întoarcă, nu ziceam nică. Îți dai seama. Bună seara. Dar de unde e nimeni? Verdele, verdele? De unde știi că e verde? Nu, nu, verde arată aici. Ah, da, e verde. Alb și... Maru. Ăla e maru. Maru. M1, M2, maru.
M1, M2. E maro. La M1, M2 e maro. Da, e așa. Deci aici vine alb amândouă. Adică aici și cu aici în aceeași parte. Este amândouă în aceeași parte. Da, doamne, deci simplu ca bună ziua. Deci M1 cu M2 vin în perechete. Deci aici e maro. La plus e maro. Și alb e minus. Albul e, da, minus. Plus, minus și 5V, zici, care e acolo. Nu, deci aici ceva nu-mi place. Și nu-ți place, e prea mic. Ai gros firul. Aici, asta trebuia firii subțirele. Da. Asta văd că nu are împământare, așa că aveam doar două firii. Două firii, două baie, ne-am pus gresii în paie. Două firii, două paie, ne-am pus gresii în baie. Da. Așa, nu știu, prima dată, nu știu cum am zis. Important e că am spus. La bătaie. Da. Încălatul mai plătoi, 8 și așa. 8 și așa. Ia să vedem. Așa. Next. După ce a terminat de legat toate alea acolo. Mai luăm o dată aici. Urmează piesa de rezistență. Molo. Aici, o dată molo. Dincă unde avem siguranța. Bine. Faza. Să ne iasă de aici, oare? S-a rupt. S-a rupt. Mama, ce vreau că iasă? Mama, e de șurubență, ne-a luat șurubența. Cum? Doamă? Da. E. Stai că nu focalizează. Stai. Da, nu focalizează, stai. Ce ai, mă, focalizează o leacă? Lasă-l, mă, de așa. Bă, nu focalizează deloc. E lumina pre... E de o leacă la mine. Acu. S-o rup șurubința. Mă întrebi alta, tot în garaj, redu-și la de alta. Imediat. Poftim. Stai mai mult. Stai dume. Stai mai mult, stai de unde rupi. Asta nu mai rup. O bag pe asta bazată. În funcțiune. Uite, dar și de-a cablul s-a adunat aici. Cablu după cablu după cablu. Asta e o nimica toată. Deci cam, și acum și mai urmează, încă două fire pentru senzor și încă două fire pentru alea. Mai băgăm o fașetă aici. Doamne, maica domnului, câte firișele. Fașete după fașete, firișele după firișele. Da, să o bag așa, ca să nu se tragă cablul în jos, să smurgă de acolo. Aha. Ia să băgăm fașete. Am înțeles. Așa. Hai să vedem. Cum vine legat? Senzorii? Antena și cu senzorii. Unde scrie? Aici nu scrie aici? Acolo nu mai scrie. Nu mai scrie nimic? Aici numai pentru motor. Se dă pe motoare. Hai să vedem. Următorul, asta pot să o arunc. Nu arunci când tocmai să arunci. Asta scrie tot așa pentru motoare. M1, M1, M2, M3, M4. Deci nici poate nu mai dintre ea, să vedem aici și. Asta e, domnule, cartea tehnică. Eu cunosc, m-am lucrat așa mai mult după urechi. E și după o schiță mică. Dacă urmează schița mare, domnule. Hai să le consultăm, să vedem. Uite aici. Uite aici arată ceva de telecomandă, da. De porți. Astea și-ar fi, o fi senzorii. Da, dacă normal și că senzorii se montează pe aici, pe undeva. În câte văd eu acolo, la distanță mai mare. Hop, uite așa, turașele. Așa, uite de unde se... Mai mare, mai mic, mai... Așa, cum se leagă motorul. Uite, și sculii trebuie, vezi? Zice și sculii trebuie, patent, rulier, MOX,
E nebunit. Deci aceeași treabă. Și atunci standul de unde e el? E aceeași treabă, toată cartea asta. Nu o dăm mai multe lume. Te vezi asta la altă și aici. Așa, asta. Aceea am legat și a fost noi. Asta nu e certificatul de garanții, nu? Ce, ce? Se arată că se desface cu cheia, nu știu ce. Asta e un certificat de garanție, cred, nu? Garanția, da. Da. Mai are un. Hai să vedem. Garanție, nu? Garanție în altă limbă. Garanție în altă limbă. Aici trebuie să-i dăm. Altă limbă în garanție. La piastă te-ai uitat? Nu, vei că... Da, asta e schița asta care era acolo. Da. Care era cu culori. Așa, aici spune... Cum să o faci, cum să o setiez. Da. Dar senzurile aia sunt prinsis cu fir sau fără fir? Sunt cu fir, cred că, nu? Se nu știu unde sunt senzuri. Dar nu fi fără fir, apar n-am. Asta e telecomanda. Și senzorii unde sunt? Am asta la antena, e fir dacă plăie, nu? La antena? Și aici, bă, ce are, bă. Unde vine fir? Are acolo papuși? Păi, vă dat trei fire aici, două fire din coace, două aici. Păi de mine și de mine. Și unde e? 2, 4 și cu 3, 7 fire vin. Poți să vină 7? Da. Și unde bagi tătia cele 7? Trebuie să le bagi aici? Da, bă, dar vin de la sepțări. Aaa. Păi și e aproape plin. Uite aici ar ne arată ceva, o antenă. Uite la astea două. E o antenuță aici. Auxiliar. Vine auxiliar. Și atât. Ai senzori? Nu, vedem că văd ca o carte aici. Da, băi. Văd și niște pini, nu știu, dar îmi place folosesc pini niște. Vreau mai de treabă, domnule. Ia văd ăla pe șeze și pe asta. Îi văd, da. Are 4 pini. E disfă o leacă totul, sunt camera în mână. Aha. Uite, și aici arată totuși cum se montează. La o distanță de 15 metri. Cum au o distanță 15 metri? 15 metri între ei? Uite așa, max, a, maxim 15 metri. Deci plus minus cum și în ce? Asta unde e? Dispă un senzor de ceala, vezi care e și cum e treaba. Cu când te desfaci mai senzorat. Pini niște, de fapt cu drept. Și fac, uite aici. De ce? Așa. Nu-l calibrez. Hai de mine, o grămadă de treabă. De mine. N-aș putea să mai mult. A, deci unul, cum ai zis că -i? Deci unul din el, unul receptor și transmițător. Vă da. Care arată aici. Ăsta receptorul ăla e cu mai mulți. Da, cu 5. Are 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Păi da, zici că unul a zis și 9. Da. Vezi? Da, ăsta e 9. Ăla e 9. Așa. Plus, minus. A, deci cam asta ar veni aici, da? De aici. Și așa la cealaltă. Și probabil spune ce înseamnă A-ul, B-ul, B-ul aici, C-ul. Mă supresc mașina. Deci am lăsat, cum se cheamă, trans, cum se cheamă alea? Receptorii aia, senzorii aia. Presupunem că o să meargă fără senzori. Dar trebuie să meargă, ia, și pentru altceva. Să nu se închidă în timp ce, exact. În timp ce intri. Exact. Și ne axăm pe montarea antenii, antena exterioară. Am stat, ne-am documentat foarte mult în casă, până acum. Eu cu nasă prin hârtie, el cu nasă în farfurie. Da. Așa și de acum să vedem, cred că
De fapt, și de drept vine numai trei firi. După cum ai zis, nu? Da, da, așa ai zis tu. Eu merg pe mâna tatura asta. Nu, cum să dai jena pe mine, că dacă o arzi, zici că îi zici jena eu. Exact. Am înțeles. Deci avem o dată alimentare plus minus aici. 220 V, așa ai zis. Da. E acolo, sus. Aici. Acolo, da. Presupun că ar fi. Intră 220 V acolo, poate s-a sparge. Ba, așa ai zis tu. Așa, și după aia urmează un fir care ar fi antena, care se leagă la antena cealaltă, nu? Da. Și cam asta e tot șmecheria. Și unul în cea care eu l-am pus verde. Dar nu cumva dincolo, acolo? Aici. Acolo trebuie să mai pui un fir, nu? Aici scrie ANT. Și aici mi-a arătat o masă, în pământare zis. Mi-a arătat ei aici. Da, dar acolo nu trebuie să mai pui un fir? Așa. A, nu, nu, nu. A, da, firul ăsta de la antenă vine în antena cealaltă, nu? Da, da. A, așa. Asta e toată șmecheria, ar trebui să fie. Așa ar trebui, acum să sperăm că așa e. Nu credeam că e chiar așa de greu de montat. Părea ușor la început. Am zis că gata, pac, pac, pac. A, uite. Firele au rămas toate pe aici, pe sus. Dacă e să-l pierd, să-l pierd aici înăuntru. Să știi că s-o cam lăsa frig. E frig rău. Dacă acuși terminăm și noi aici. Sper să funcționeze, să meargă. Cred că calibrarea e mai grea. Da. Acolo tu ești să o calibrezi, că tu știi franceză, engleză, română, spaniolă. Am dat să vină cumva aici. Provizoriu. Momentan provizor, să vedem dacă merge. Ia să mai dau o gaurică. Excelent. Excelent, cel mai dulce moment. Dar vezi că tu acolo aici ai curent. Știu. Ai mare grijă. Atenție la neatenție. Știu, da. 220 V am doar. Mă duc să... A, numai acolo? Da. Aici, firul este, aici am 220 V. Aici. Păi mă, să scot? Mă, să scot mai bine. Nu? Știu că am dat aer, dar... Băi, și m-am spăriat. Atât? Atât. Atât. Da, cât vrei. M-am spăriat. Doamne, maica Domnului. Ia, ia, ia. Aaaa. Ți-am zis eu? Am început să facă. Bă, da, dacă facem continuu. Da, așa trebuie să facă. Cum, continuu? Mhm. Uh-huh. Că nu se mai oprește? Deci n-am băgat deocamdată popex. Dăm la urmă. Așa e bine, două firi. Antena. Așa. E, antena ai bagat-o? Am bagat antena, am bagat. Ah, ai bagat tot. Așa, așa, acum ar trebui să fie, să facem calibrarea, nu? Da. Mamă, și partea așa mai greu, cred că e asta. Ce are? Capacul. Nu știam ce are din mai vine. Îți dau un volt, deși ăla mă trebuie pus. Am la vei tu acolo. Acum te-ai scurtat. Te-ai scurtat? Nu tragi de ea. Dar de cine strag de mine? Dar cum ești scurtat? Aha, hai de acolo. Aha, cu, perfect. Acum, dar parcă... Parcă
venea, mă, de ce nu mai vine? Sunt și scurtate. Nu știu să... Venit? Da, bine. Mai lungă totuși, da, în fine. Și mai lungă. Hai să vedem cum vine calibrarea. Păi nu știu, domnule. Să ne uităm aici, la telecomandă, sau unde trebuie să ne uităm? Asta e asta. Bun. Asta e asta. Asta. Asta e de telecomandă. Deci îmi zici așa. Hai, și aici. Telecomanda, dar trebuie valdus și aici. Că vine pus cu butoanele alea. Care butoane? Dar nu trebuie dat de acolo, de la butoane. Ha. Telecomanda. Telecomanda e în buzunar. Da, zici că trebuie să ții 30 secunde. Ia ține. Na, telecomanda. 30 secunde pe ei. Zici așa aici. Așa. Premere, etenere, premuto, el pulsante numărul 1. În altul de-al TXX, stagnoli. Premere 4 volte, el secondo, pulsante. Trebuie să ții, ui. Și am făcut ceva? Acolo e prinsă? S-a dat jos. E prinsă. Deci, premere, tenere, premutul, pulsante numărul 1. Unu e aici, pulsante numărul 1. Așa, ține așa pulsant la numărul 1, da. Ține așa și apasă de 4 ori pe 2. 1, 2, 3, 4. Gata. Acum merge. Una volta că e LED, iniția a lampegeare, ai un LED aici. Uite. Da. Așa. Trebuia să lampejeze. Salute, faci. Așa, bun așa. Lașare întrambi pulsanti, LED continuă lampegeare pentru 30 secunde. Adică. Deci stai așa. Să mai zic o dată. Mai o dată. Deci apasă și ține apasat pulsantul 1. E înaltul, ăla de sus. Da, cât? Nu zici. După aceea apeși de 4 ori numărul 2. 1, 2, 3, 4. Nu, ține apasat pe ăsta și apasă de 4 ori ăla. Ține apasat. 1, 2, 3, 4. Așa. Lampeje așa ăla? Le aduce ăla? Da. Bun. Okay. Lampeje. Una volta că LED iniția lampegeare, lașare întrambi pulsanti, el LED continuă lampegeare pe 30 secunde. Deci el trebuie să... Jumătate de minut să lampegeze în continuu. După ce e, premere, tenere, așa. Premere, tenere, premuto, el pulsante del TX, da, clonare. Ah, ăsta dacă vrei să-l clonezi. Da. Da, da, acolo nu trebuie și aici a făcut ceva. Da, acum... Calibrăm telecomanda cum ar veni. Dar aici e 0-0. Ce e 0-0? Deci telecomanda e calibrată, să zicem. Acum să vedem ce să facem aici. Asta e problema cea mai mare. Da. Hai să vedem. Dar acolo nu cred că trebuie făcut nica. Eu așa zic. Uite aici. Moversi în el meniu. La schermata iniția cum e ilustrato, reporta una singola dove. Dar domnul român, că nu înțeleg. El primă de secundă care indică la poziție del motore. Primul și al doilea caracter îți arată poziția motorului. 1 și 2. 0 egal deschis și C egal închis. 0C ăsta, știi? 0C, da. C. Le ultime două cifre indică numărul TX memorizat. Ultimele două cifre înseamnă la care e memorat. Impostare lungă, auto prendamento per i cancelli abbattanti. Păi bun, și ce trebuie să facem prima dată? Că la urmă trebuie să arate așa, ok, nu? Da. Acum arată CC00. Deci per asigurare auto aprendamento, apasă sblocat, unul sblocare i motori. Portarele ante în poziție de apertura. Motoarele trebuie să fie deblocate. Păi dar nu știu, sunt blocate, sunt deblocate, cum sunt? Păi dar nu știu cum se blochează și cum se deblochează. Avem bataie de cap. Avem bataie mari de cap. Dar așa zic că l-am pe aia în continuu? Dar mi se pare că așa faci, în continuu. Cum se fac așa în continuu?
Nu, ăla face numai o leacă. O leacă? Dar cum? Când se deschide? Când se deschisă, face așa. Aha. Când se închisă, trebuie să fac altfel. Ia pasă pe șeam. Da, dacă îți deschisi. Nu se întâmplă nimic. Da, dacă el aici e pe 0-0. La display ăsta de aici. 0-0. Ce 0-0? Fai de mine, stai să vedem. Ia să vedem, ce zice aici. Ce 0-0? Dar nu arată cum trebuie să arate. E 0-C-0-0, zice așa. 0-C, A-G, L-G, I-T-R, 0-0. Trebuie să pierzi de 4 ori pe... Sau ce, apași o dată pe E. De 4 ori pe ăsta. Iar pe E, iar pe E, iar... Hai să facem așa. Care e? Asta de aici. E. După aceea apasă 4 ori pe cealaltă, din mijloc. 1, 2, 3, 4. Ăla gestul E. V-a apărut. Și asta jos e. Și după aceea, jos e, jos e. E, e. Ce ai făcut? E. Lingua. Hai, lingua, înseamnă că e limba, dar nu mă interesează limba. Dar, cum e costa manovra ale centrale memorizate impulsi de encoder, le forțe necesare de la corsa, în apertura, chizura, sui cancele, conante a bateriei. Prima de eseguire, auto-aprendamento, setare, se necesarul funcționamento a motore singolo, selecționando nel menu funcțiunii, il parametru 1M su 1. De default, imposta per la gestione di motore 2. Mă dăm și o română, ca să înțeleg și eu. Nu, prima dată trebuie una de asta închisă, una deschisă și una închisă. Păi cum știu? Cum le închid și cum le deschid dacă el... Păi trebuie să-ți bloci motoarele. Dar cum să debloc? Să deblochezi motoarele, stai să vedem. Cum se deblochează? Păi nu știu cum se deblochează. Are ceva de deblocat. Ai vreo cheiță, vreo ceva. Păi nu mi-a dat nică, nici o cheie, nic. Habar n-am. Și atunci pe unde se deblochează aici? Habar n-am. Păi aici, pe acolo poate are ceva, pe jos. A, s-a deblocat? Da. A, pe de asta nu mergea, bă. Deci de cealalt. E bun acum, bun, bun, bun. Deblochează și pe cealaltă. Acum erau blocate, înțelegi? El nu mergea deloc. Deci de asta nu... Dai cu imbusul acolo și se deblochează. Ia. E deblocat? Așa. Nu știu că atâta braț intră. Vai de mine, problema e mare. Problema mare, nu? Problema mare. Trebuie dat jos. Și închis. E, asta nu e problemă, să le faci în sală bărți, să le faci, să le faci. Așa, lasă-l așa. Ăsta la fel, da? A, dar ăsta nu s-a deblocat. Ăsta nu s-a deblocat. Auză și-mi pușcă niște. Noi montăm porți și niște... Dau cu... Merge? Ia. Yeah. Atât? Atât, știu care e treaba. Și? E prea departe de aici, probabil. O să una închisă, una deschisă trebuie, una deschisă. Ia să mă uit aici. Și rămân așa deblocate? Așa. Și zici, e. E. A, G, G, A, P, R, reg. E, e ca. A, P, R, A, T. A, P, R, T. Unde e comandă?
Ok, la mine. Chiuz, chiuz, uite ea, chiuzura. Chiuzura, vezi? Da, asta ce înseamnă. Chiuzura. Ok. 0-10. Ok. Pârgă. 0-10. Ok, pârgă, pârgă. Ia, ia. Îmi dau de aici. Oh. Ia, ia. Nu se întâmplă nică, domnule. Domnule, avem probleme mari. Trebuie să stăm, cred că, vreo jumătate de noapte să vedem dacă reușim. Da, să mai calibrăm o dată telecomanda, poate nu... Păi, dar nu știu, domnule, hai că să nu vedem. Place. O prestașul, 1, 2, 3, 4. Am luat. Și gata. Și acolo ar trebui 30 secunde să aștepți. Dar este de ce faci în continuu, așa. Nu cred că-i pus ghini. Da, tu ai să-l pun numai așa. Păi, eu nu știu. Ăsta lampezi așa. Fai de mine și de mine. Bă, fraților, am reușit ceva ceva aici. Numai că nu-i cum trebuie, ia. Zâng. Deci începe să închidă. Bine, aia au scos-o de acolo că vream noi să vedem noi altceva. La stadiu de verificări, de probări, de... Da. Faza e că el se închide. Nu se închide de tot. Nu se închide de tot pentru că n-ajunge brațul. Problema e că nu stă închis, el se deschide. Nu stă închis. Asta ce înseamnă? Înseamnă că probabil trebuie făcut ca să se deschide în drum. Dar oare prin setările lui n-ar putea să fie, să inversăm? Nu știu, o să mă interesez, o să consult un pic netul. Și acum ar trebui să se... Nu știu. Acum normal trebuia să fie deschisă și acum începe să se închidă. Se închide singură, o să înceapă și oaia așa. Și acum ea în loc să se închidă cum ar veni, să rămână închisă, ea rămâne deschisă cum ar veni. Deci e tocmai invers. Da. Problema unde? Ori trebuie mutate să se deschidă în drum. Cred că asta și trebuie, că așa că se deschidă în drum. Ori dacă nu... El în momentul când se trage cilindru, el se închide. Și când se lungește cilindru, atunci trebuie să deschide. Probabil, așa ați gândit eu astăzi. Mă gândesc eu. El, cum a spus, acum rămân deschis, permanent. Da, deși așa cu rămân deschis. Nu știu, mai o să mă uit... Mai gândit treaba cu... Distanță, deci. Pentru că ea, până acum, nu sunt la masă. Aha. Ea rămâne undeva între. He, oricum am... Oricum, pisara asta cred că rămâne cam atâta, ori rămân scoase ca să poți să închizi porțile. Da. Și de acum cred că după anul nu mai facem ceva. Nu mai facem nimic. Bă, dar dacă vin mascață și ne fură tot? Ce să fură? Și dacă vin mascață și aia asta și merge, nu tot poate? Ah, da. Tot una. Am înțeles, da. Bun atunci. Cam atâta pentru astăzi. Deja a venit noaptea. Și a venit noaptea și zierul și frigul, nu mai pot. Nu, nu-i dau de capăt momentan, vreau mai spus că nu am montat niciodată așa ceva, nici măcar n-am văzut undeva cum se montează. Asta e prima mea istorie de genul ăsta. O să mă mai uit la... Trebuie să mă mai documentez un pic. Băi, important e că merge. Ceva i-am dat eu de capăt, dar nu în totalitate. Da, o să mă uit să vedem dacă se poate face invers, să se deschide invers, adică, știi? Am să mă întreb cineva care se pricepe în domeniul ăsta și... Nu știu, poate o să revin cu un nou filmuleț cu finalizarea așa zisului proiect. Bun atunci, cam atât. Atunci v-am salutat și o să ne vedem la un următor video. Pa, pa! Vă salut și un an nou cu bucurie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, să beți o bucură de șampanie și pentru mine, da? V-am pupat, pa!